Salutare, oameni buni, și bun venit la un nou tutorial. În acest tutorial o să vă arăt cum să vă downloadați o mapă. Că pentru că mulți dintre voi mă întrebați în comentarii cum downloadez o mapă. Că vreau și o mapă, vreau și o mapă. Ok. Acum o să vă arăt cum să downloadați o mapă. Nu știu dacă o vreți și voi, dar eu o să o downloadez și o să vă arăt și vouă cum e. Ok. Revin când se deschide acest program. Bun, am revenit. Pur și simplu vă dați la mape. Okay. La mape, am zis, nu la skin-uri. La mape! Așa. Hai, bă, dracule, așa, dracule. Muie. Bun. Acum trebuie să testăm, acum trebuie să așteptăm ca să apară mapele. Așa. Entitatea 303, ok? Nice! Lucky! Nu, glumesc! Bun, am revenit, am găsit și eu o mapă pe nume Skyblock. Vedeți Skyblock? Hai să o downloadăm. Eu nu Facebook, fuck you Facebook. Fuck you Facebook, nu te trag cu Facebook. Bun. Dăm aici start gay. Dăm aici start gay. Cred că start game. Ok. Acum aici Skyblock-ul, o să ne jucăm un pic și apoi închid filmarea. Ok, revin pe mapă. Bun. Am revenit. Am revenit. Uitați mapa, e chiar un Skyblock foarte reușit. Mă, dar e zăpadă asta. Vedem dacă mai știu să fac Skyblock. Cred că ăsta generator de capăt. Piciorul. Ah, mă! Sictir. Aici mi se pare că vine lava sau acolo apa. Nu, mă, aici apa și acolo lava. Păi acolo e bedrock-ul. Muie. Să nu pic dracu pe aici. Sper că să nu pic dracu pe aici ca să mă ia dracu. Gheața. Yeah! Good job! Yeah! Yeah! Să casă, mă ia moartea. Ok. Cam atât pentru acest episod Dacă v-a plăcut tutorial, nu uitați să lăsați butonul. What the fuck?
Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Bun, vreau să-mi cadă zăpadă în cap. Yeah. Da, pa, pa. Nigga.